Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Târgu Jiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Târgu Jiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Numele Emiliei Horhoianu a fost vehiculat de mai mult timp, însă abia acum a reușit să-i fie validat mandatul. Împreună cu colegii mei din biroul municipal ne-am gândit la atragerea medicilor către Spitalul Județean de Urgență și am să susțin construirea de locuințe pentru aceștia, pentru rezidenți și specialiști, pe modelul celor de la Cărbunești. De asemenea, am considerat că municipiul este deficitar în acest moment la capitolul grădinițe și creșe, motiv pentru care voi sprijini orice proiect local care vizează creșterea numărului în grădinițe și creșe pentru copiii din Târgu Jiu. La fel de hotărât să fac o echipă bună cu ceilalți consilieri este și social-democratul Mihai Gherghe. Am încredere și speranță și sper să fiu un consilier local de nădejde pentru întreaga echipă și să facem treabă bună. Asta este foarte important. Dacă Emilia Horhoianu aștepta de foarte mult timp să intre în Consiliul Local Târgu Jiu, nu același lucru se poate spune despre Mihai Gherghe. Înaintea sa, pe lista comună a PSD, PNL și PC, partide care formau în trecut USL, se aflau încă două persoane, liberala Ileana Mitelea și conservatoarea Elena Băltărețu. PSD a făcut cărțile și în Consiliul Local a ajuns Gherghe. Florin Cârciumaru, președintele PSD Gorj, nu a dorit să comenteze prea mult acest episod. Păi erau, dar am căzut de comun acord cu PC-ul ca să practic să intre domnul Gherghe, pentru că doamna Băltărețu, știți destul de bine că are problema pe care o are. Și Mitelea de la PNL? Atâta timp cât conducerea PNL a fost de acord cu propunerea noastră și noi am fost de acord cu propunerea organizației PNL, nu știu de ce trebuie să mai comentez eu cazul respectiv. Liberala Emilia Horhoianu a ajuns în cele Târgu Jiu în urma demisiei lui Matei Nădrag din PNL, iar mandatul social-democratului Mihai Gherghe a fost validat ca urmare a faptului că un post era vacant după decesul lui Constantin Blejan.